We are Saga. Foarte bună seara, iată-ne din nou împreună pentru o nouă ediție Saga Rave Nation cu Ana Moga și the one and only Dan Fințescu. Foarte bună seara! Foarte bună seara, Ana! Foarte bună seara tuturor și bine v-am găsit! Vineri 13, dar știi ce e mișto când faci emisiuni de seara vineri 13? Ca trecut! Da, frate! Adică dacă nu s-a întâmplat nimic balamuceală până acum, eu zic că suntem bine de aici încolo. Da, de aici încolo nu mai are. Și oricum, dacă a fost să se întâmple, s-a întâmplat. Care v-a zic că să fim sănătoși. Dacă ne ascultați în momentul ăsta, înseamnă că ați rezistat. Felicitări. Și mai avem fix 3 săptămâni până când nu o să se țină Saga Rave Nation, pentru că o să se țină Saga! Yeah, baby! Mai e foarte, foarte puțin, într-adevăr. Abia aștept să ne rupem Adidas și pe acolo. Și hai să începem astăzi, așa cum o facem de obicei, cu Hymn of the Weekend. Care Hymn of the Weekend? Vine de la James Hype și Kelly Lee, More Than Friends. Și poate că e vineri seara, pe piesa asta îți vine vreo idee că ai așa pe băiatul ăla sau fata aia. Deci sunteți voi prieteni de mult, poate... Cine știe să faci un pas în plus? Da. N-ai de unde să știi? N-ai. Așa că poate v-am dat vreo idee. Hymn of the Weekend la Saga Rave Nation, James Hype și Kelly Lee, More Than Friends. I often tell myself that we could be more than just friends. I know you think that if we move too soon, it will all end. I live in misery when you're not. Să continue așa cum știe ea cel mai bine, trebuie să vă spunem, dragilor, că pe Instagramul Kiss FM România vă așteaptă un super concurs. Ca de obicei, acolo pe Instagram Kiss FM România am pus o poză cu un DJ, care de fapt nu e chiar o poză cu un DJ, pentru că trebuie să ghiciți voi despre cine e vorba, că din poză nu se înțelege. Exact. Al 11-lea episod înseamnă că al 11-lea comentariu cu răspuns corect va fi premiat cu o invitație dublă la Saga plus un tricou Saga. Da, nu e rău deloc. Și apropo de nu e rău deloc, urmează, oameni buni, aici la Saga Rave Nation, un super mega mix care vine de la cine oare? De la cine altcineva decât de la prietenul nostru de la Moving Elements. Și acum că se apropie Saga, aș putea să vă dau din casă deja și să vă spun că Moving Elements va fi responsabil de o bună parte din muzica pe care o veți auzi pe Kiss FM direct de la Saga până să înceapă nebunia de pe main stage. Ce bine sună toată treaba asta. Hai că mai e un pic, până una alta. Vineri seară, Saga Rave Nation, Kiss FM, stați cu noi. All day and night you keep me up.
The Saga Rave Nation Mega Mix. FM. 9:05 in the evening, I'm all up in my feelings, so call your phone cause I can't get enough, and I got work in the morning, early, early in the morning, but who needs sleep when we're loving it up, oh, and what I gotta do this the hard way, my body wants to be in by Kiss FM. Same story on a different page. I just wanted to escape. Didn't you know that? Dark nights into brighter days. Always feeling out of place. Didn't you know that? I'm not saying I feel nothing when I think of all the memories, yeah, of you and me, yeah. But I'm tired of holding on to something just because I'm scared you're gonna leave, yeah. You're gonna leave, yeah. I'm not sorry that I've changed for the better, that I got myself together. Guess I thought that you'd be happier. I'm not sorry that it didn't last forever, but it's better late than never, and I'm moving on with or without you. Sunteți pe Kiss FM și asta
e absolut minunat. Și, doamnelor și domnilor, trebuie înainte de toate să-i mulțumim prietenului nostru, Tudor de la Moving Elements, pentru acest super mega mix. Și a venit momentul să ne întâlnim cu Greet of the Week. Și a venit momentul să recunosc că, uite, încă un artist pe care abia aștept să-l văd la Saga în 2022. Dar ce zic în 2022? Zici că mai e mult, în 3 săptămâni la Saga. De-abia aștept să-l văd pe Shouts, pentru că de la el avem Greet of the Week și tot de la el vin două piese foarte mișto pe care o las pe Ana să le prezinte, fiindcă întotdeauna mi s-a părut că vocea ta merge mai bine când prezinti piesele lui Shouts. Hai mă, că ești foarte drăguț cu mine astăzi, nu știu, ce-i cu tine, ce-i cu tine? Se apropie Saga, ce tu mai ai? Asta e hype-ul ăla. Mai oameni buni, urmează să ne bucurăm de două piese, așa cum a zis și Dan, de la Shouts, Love Tonight și Won't Forget You. Love Tonight ne-a făcut vara lui 2021 absolut superbă și piesa, a doua piesă de fapt de astăzi de la Shouts, cu siguranță că o să o auzim toată vara lui 2022, așa că hai să ne bucurăm de ea chiar acum la Saga Brave Nation. Hello Romania! This is Shouts and you're listening to Saga Brave Nation on KISS FM. See you in June at Saga!
greet of the week. Nation și The Greet of the Week de la Shouts. Două super piese, au sunat tare, tare bine și a venit momentul pentru mini-setul săptămânii. Într-adevăr, mini-setul săptămânii care vine de la Saga 2021. Ok. De pe main stage. De pe main stage din seara de sâmbătă. Mamă, fac reveal acum, fii atent. Dau așa cărțile pe rând din mână. Și vine de la un DJ de mare tradiție, Nicky Romero pe numele lui de DJ. Oh. Olandez omul, îl cheamă, stai să nu mă încurc, îl cheamă Nicky Rotevel, care este olandez și evident îi știm cu toții și piesele proprii, dar și remixurile și care a făcut, băi, a făcut un set la Saga 2021. Cam bine, incredibil, nu? Incredibil, cam bine de tot. Așadar, mini set Saga Rave Nation, ediția cu numărul 11 de la Nicky Romero. Here we go! Yeah.
not mine to escape my fear. Friendships only pass by, show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I Romania, make some fucking we'll be right back.
get your hands up. Get your hands up.
Saga Rave Nation by Kiss FM. Saga Festival, somebody scream! You guys ready for some brand new music? Let's go! These eyes can be deceiving, like dark skies, they hide storms. I don't cry when faith is leaving, 'cause my powers, they transform. It's like a shot to the heart, it's an adrenaline rush. It's got me lighting up from head to toe. I need somebody to try to pull me down from the sky, 'cause I'm saving this place and I'll last for a lifetime. When I'll be the afterglow, so hold tight, don't let go. I'll be the afterglow. Saga Festival, this is a brand new Nicky Romero song. So hold tight, raise your hands up, hands up. I'll be the 1, 2, 3. Saga Rave Nation, suntem pe Kiss FM și e momentul în care îi mulțumim lui Nicky Romero pentru că ne-a adus aminte de saga de în 2021 și ne-a făcut să ne fie și mai dor de saga 2022. Băi, mai zic o dată, n-am cum, mai sunt 3 săptămâni, băi, extraordinar! Da, mai e foarte puțin, așa da, e. Și ăsta e momentul în care primim vești bune. Da, vești foarte, foarte bune de la The Face of Saga, adică de la colegul nostru, Adi Fânaru, care vine cu știrile alea frumoase cu și despre saga. Salutare, Adi! Bine v-am găsit!
guys, haideți să intrăm în știrile la bune. Saga Bus oprește weekendul acesta, sâmbătă și duminică, la Bucharest Street Food Festival pe bulevardul Kiselev. Dă o fugă până acolo, bucură-te de muzică și descoperă surprizele pregătite pentru tine. Mai sunt 3 săptămâni până la primul festival al verii. Categoria de bilete General Access Plus pentru Saga Festival este sold out, așa că grăbește-te să-ți iei bilet. Toate celelalte categorii de bilete sunt disponibile pe sagafestival.com. Mai mult, pentru cei care nu vor să rateze solo show-ul Calvin Harris din această vară, a fost creat Summer Pack, un pachet special ce conține bilete pentru ambele evenimente la un preț redus. Saga Festival și Calvin Harris solo show la 129 de euro plus taxe. Alătură-te și tu mișcării Saga. Pentru mai multe noutăți și postări cool, follow pe Instagram saga_festival și adi.funaru. Let's go cu Saga Rave Nation! Mulțumim colegului, reporterului și the face of Saga-ului, Adi Fânaru, pentru știrile bune pe care ni le-a dat despre Saga Festival, care se întâmplă în 3 săptămâni. Am mai zis asta azi? Nu, deloc. Eu cred că trebuie să mai zicem o dată, sincer. Deci, în 3 săptămâni, în București, la Arena Națională, începe Saga Festival! Yeah, baby! Apropo, pe kissfm.ro găsiți niște bilete la preț cu totul și cu totul special, doar pentru ascultătorii Kiss FM, pentru că așa suntem noi speciali și vă facem rost întotdeauna de tot felul de goodies, așa că dacă vreți biletele la doar 99 de euro, abonament pe toate zilele cu General Access, găsiți doar pe kissfm.ro. Bine, ăsta e momentul în care... Da, ne întâlnim cu Discovery of the Week, adică piesa aia pe care probabil o știi, dar nu e sigur exact cine o cântă. E, lămurim noi asta chiar acum la Discovery of the Week și l-avem astăzi pe Salvatore Ganacci, acest DJ nebun, producător simpatic. Și astăzi o să-l ascultăm cu Dive. Și mi-amintesc că Salvatore Ganacci a fost la Kiss FM, chiar eu i-am luat un interviu și încă nu era faimos, băi, încă nu știa nimeni cine e. Și iată-ne acum în 2022, toată lumea îl cunoaște. Adică probabil că era înainte de Dive, că asta e piesa care l-a făcut pe el super faimos în toată lumea și l-a adus la statutul ăsta de superstar, deși este cel mai altfel DJ din foarte multe line-up-uri. E the oddball întotdeauna. Exact, e omul razna, total. Ce să mai bine. Sunt fanul lui. Și eu la fel, hai să ne bucurăm de Dive chiar acum. Feel the ocean crash,
Don't push me, cause I'm close to the edge. Standing by the rocks, feel the ocean crush. Don't push me. So tell me what you thought about me. Să recunosc că încă mai îmi place foarte, foarte mult piesa asta de la Salvatore Ganacci, Dive Discovery of the Week. A venit momentul să continuăm cu... cu Top 10, care de fapt Top 10 nu e chiar la noi în emisiune, pentru că ar fi doar o emisiune cu 10 piese de la același DJ din capul Saga 2022, nu? Top 10 îl găsiți pe sagafestival.com, aici la Saga Rave Nation. Noi vă dăm așa un fel de sneak peek cu două piese și uite, nu știu ce se întâmplă, deci am avut Salvatore Ganacci la Discovery of the Week și acum la Top 10 avem încă unul dintre artiștii pe care abia aștept să-i văd pe main stage la Saga. Este vorba despre Purple Disco Machine. Avem două piese de la el. De fapt, sunt două piese de la el împreună cu Sophie and the Giants. Hypnotized e prima, după care ne întâlnim cu In the Dark. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. Saga Week's chart on Kiss FM. Oh,
every time I ignore the sign. Redemption's mine on the day I leave. Falling for you was my only crime. Foarte mult pentru piesele astea două de la Purple Disco Machine. Nu știu, eu sunt ok. Poate să înceapă weekendul, a trecut și vineri 13, sunt chiar mișto așa și mi se pare că să asculti Purple Disco Machine într-o vineri seara, în mașină. Da, e fix ce trebuie. Exact, este exact cum trebuie, mai ales vara. Hai că a fost și azi exact cum trebuie, dar na, oamenii mai vin, mai pleacă, așa, dar a venit momentul să vă zicem bye-bye pentru astăzi, dar nu-i nimic, ne reauzim și vinerea viitoare pentru o nouă ediție Saga Rave Nation. Penultima! Oh my god! Da, pentru că se apropie festivalul. Eu sunt Ana Moga. Eu sunt Dan Fințescu. Și hai că v-am pupăcit, aveți o seară extraordinară, vă lăsăm cu Bad and Bougie! United in Rave on Kiss FM.